Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Lati și antrenor pentru o viață fericită și împlinită și în același timp sunt și coach și trainer și speaker și autor. Și acum vreau să răspund la o întrebare foarte practică și foarte pragmatică, de altfel. Cum este mai bine să-ți alegi chiria? Să o alegi pe criteriu să fie confortabilă, dar mai scumpă, sau să o alegi pe criteriu să fie mai ieftină, dar un pic mai înghesuită? Ok, răspunsul aici este relativ simplu pentru mine. În sensul că depinde cât vrei tu să stai cu chirie. Dacă tu îți cauți o chirie pe termen de 10 ani, atunci uită-te și descoperă ce este mai important pentru tine. Dacă tu însă cauți o chirie pentru o perioadă scurtă pentru că îți propui să îți cumperi un apartament sau să-ți cumperi tu o casă, atunci lucrurile stau diferit. Ce vreau să spun cu asta? De aceea este atât de important să-ți clarifici de fapt ce anume îți dorești pe termen mediu și lung. Foarte mulți oameni fac o greșeală destul de mare, în sensul că se gândesc doar la ziua de astăzi, la nivel de planificare și eventual mâine. Dar dacă tu îți clarifici de fapt ce vrei pe termen lung, sau ce vrei tu la anul viitor pe vremea asta, sau peste 2 ani, sau peste 5 ani, atunci lucrurile devin mai clare. De aceea, dacă tu îți clarifici că de fapt îți dorești să-ți cumperi o casă, sau nu știu, să emigrezi, sau nu știu ce-ți dorești tu, nu știu, sau pur și simplu să rămâi toată viața cu chirie, lucrurile se schimbă. Dacă îți dorești să-ți cumperi o casă și atunci este important să pui niște bani deoparte, bineînțeles că sugestia mea este alege o chirie cât poți tu de ieftină posibilă pentru a strânge diferența de bani pentru a-ți împlini visul. Eu cred foarte mult și eu așa am reușit practic să îmi construiesc averea mea actuală, nu că aș fi foarte bogată. Depinde ce înseamnă foarte bogată. Dar eu așa am reușit, pas cu pas, mi-am făcut planuri, este adevărat că am riscat de foarte multe ori și am reușit. Însă, eu știu ce înseamnă să strângi bani lângă bani, de exemplu. Eu știu ce înseamnă să, nu știu, să nu-ți iei o haină un an de zile, ca să poți să strângi niște bani pentru a obține ceva ce-ți dorești și e mai important pentru tine decât hainele respective. Deci eu cred foarte mult în amânarea satisfacției atâta timp cât ai un obiectiv clar, concret, palpabil. Dacă pentru tine este important să ai o casă a ta, cum era întrebarea de fapt pe care am primit-o, dacă pentru tine este important să ai o casă a ta, atunci gândește pe termen lung. Și ia-ți o chirie undeva unde să poți să pui capul și strânge toți bănuții pe care îi produci în perioada asta, strânge-i, pune-i bănuți lângă bănuți pentru a-ți lua casa și fă-ți un program, fă-ți un plan. Foarte important să-ți faci un plan de acțiune pentru ca într-adevăr visul tău să devină realitate. Dacă însă nu te interesează să-ți cumperi o casă și nu te interesează să faci nimic cu banii, atunci automat poți să alegi confortul dacă este important confortul pentru tine. Nu știu. Tu știi. Eu ce pot să-ți spun? Că dacă pentru mine este important, de exemplu, să-mi iau o casă a mea, atunci eu clar pot să închid robinetul, să zic așa, de la celelalte cheltuie, gen vacanțe, cluburi, nu știu, ieșiri la mall, lucruri, poșete și eu mai știu ce alte minunății și să mă strâng foarte bine pentru a-mi strânge banii de casă. Pot să fac lucrul acesta. De fapt, l-am făcut. E nevoie să-l mai fac. Încă l-am făcut. Și știu cum funcționează. Pentru că așa poți, într-adevăr, să crești. Dar dacă nu te interesează lucrul acesta și nu te interesează genul acesta de creștere, pentru că nu toți oamenii vor o casă și nu e să știi că nimic anormal să nu ai casă. Asta am învățat noi așa în comunism, că trebuie neapărat să ai o casă. Dar nu știu, sunt oameni care trăiesc toată viața în chirie. E și asta o opțiune. Nu înseamnă că este mai rea sau mai bună, ci este pur și simplu mai potrivită sau mai nepotrivită pentru fiecare în parte. De aceea clarifică exact ce îți dorești. Dacă te interesează să stai cu chirie toată viața ta și pe termen lung, foarte bine, atunci alegeți tot ce poate fi mai confortabil, pentru că de fapt vorbim despre viața ta. Dar dacă te interesează de fapt să-ți cumperi o casă sau nu știu, să strângi bani, să pui deoparte, să faci un doctorat, de exemplu, sau să investești în tine sub o formă sau alta, atunci, pentru o perioadă scurtă, atunci poți foarte bine să alegi o chirie mai neconfortabilă, să zic așa, adică în loc de 3 camere poți stai foarte bine într-o garsonieră, să te descurci exact cum poți, cu condiția că știi foarte bine pentru ce faci acest lucru, pentru ce strângi bani. Atenție! Atenție la o mare capcană! Pentru că oamenii ce fac? De cele mai multe ori.
Da, lasă că mă duc în chirie, mă duc într-o garsonieră și strâng banii. Și ei încep să se obișnuiască cu garsoniera. Nu că ar fi ceva rău cu o garsonieră, da? Deci nu e nimic rău cu o garsonieră. Vorbim doar că un om își dorește un apartament cu trei camere pentru că mai are și doi copii, să spunem, da? Ce face? Se duce frumos în garsonieră, începe să se obișnuiască cu trei din garsonieră, începe să îi separă zona de confort și uită pentru ce s-a dus în garsonieră și începe să toace restul de bani. După care, trece un timp, trec niște ani, el stă tot în garsonieră, bineînțeles că a devenit mică cu doi copii, și începe să se blameze sau începe să-i blameze pe alții pentru că nu a fost în stare să-și ia apartament. Înțelegi? Atenție, rămâi focusat pe ceea ce-ți dorești tu, nu te lăsa divagat și distras stânga-dreapta. Poți să faci foarte multe în lumea asta. Eu aud foarte mulți oameni care se plâng că nu au bani. Da, ok, depinde ce înțelegi că nu ai bani și despre câți bani vorbim. Dar ia renunță tu, te rog frumos, la fumat. Ia renunță tu la schimba gențile ca pe nu știu ce. Ia renunță la nu știu câți pantofi, ia renunță la nu știu ce ieșiri în club. Pentru o perioadă, nu spun să renunți pentru toată viața. Pentru o perioadă, să spunem, de un an. Nu știu, fă-ți o socoteală și vezi. Și atunci pune bani lângă bani, strânge cureaua și du-te și ia-ți ceea ce-ți dorești tu, că e o casă, că e o mașină, că e orice vrei tu. Da, unii oameni spun, da, dar ce fac, îmi sacrific viața? Eu nu văd sacrificiu ăsta. Sacrificiu înseamnă când îți dai viața pentru cineva sau pentru țara, asta e altceva. Eu nu văd, eu văd pur și simplu un management al banilor. Eu asta văd. Eu văd că ai capacitatea psihologică de a-ți amâna satisfacția. Apropo de treaba asta, probabil că știi, găsești pe larg pe net sau găsești în diverse tratate, probabil că știi experimentul făcut undeva cu copii de 3-4 ani, cărora li s-a spus în felul următor. Fiecare copil intra singur cu un psiholog într-o cameră și erau două prăjituri pe masă. Și psihologul îi spunea copilului în felul următor, uite care este treaba, dacă reziști un sfert de oră și nu mănânci această prăjitură, la sfârșit vei câștiga două prăjituri. Deci îți dai seama ce tare. Și psihologul ieșea din cameră. Și rămânea copilul și, bineînțeles, copilul era filmat și vedeai tot felul de copii, deci au fost pe foarte mulți copii experimentul făcut, nu mai știu pe câți, vedeai fiecare copil, că unul lua prăjitura, o mirosea, eu știu, o lingea, o punea la loc, se mai uita la ea, o iar o lua, iar nu știu ce. Unii copii au mâncat-o pur și simplu, alții au mâncat jumate din ea, alții au răbdat și au câștigat și a doua prăjitură. Testul, de fapt, ce a vrut să dovedească? Pentru că, de fapt, s-a dovedit 20 de ani mai târziu, când ei au continuat studiul și au constatat că copiii care nu mâncaseră prăjitura și care au reușit să se abțină acel un sfert de oră, adică să-și amâne satisfacția și gândindu-se că vor câștiga două prăjituri în loc, acei copii, când au ajuns adulți, au devenit oameni de succes, oameni care au știut să-și împlinească obiectivele, au știut să-și împlinească ceea ce și-au dorit. De ce? Pentru că au știut să-și amâne satisfacția pe o perioadă determinată și foarte bine calibrată în timp și cu un obiectiv foarte clar, nu că așa la nesfârșit. Că atunci dai în depresie, e cu totul altceva, vorbim despre alte povești. În schimb, copiii care nu au reușit să-și amâne satisfacția și au mâncat prăjitura că pe jumate, că pe sfert, că așa, și n-au mai primit, evident, prăjitura cealaltă bonus, acești copii, funcție de cât de repede au mâncat din prăjitură și cât de repede au terminat-o, cu cât au terminat mai repede și nu s-au putut abține în copilărie, nici ca adulți nu s-au putut abține. Și au luat-o și pe droguri, au luat-o pe toate cele, pentru că nu și-au putut înfrâna aceste dorințe. Înțelegi ce vreau să spun? Ca adult este foarte important dacă nu știu ce fel de copil ai fost și nu mai contează. Ce contează acum este că ești adult și poți tu să revii și să-ți înfrânezi orice dorință dorești pe perioada pe care o dorești. Dar e foarte importantă contractarea ta cu tine, pe ce perioadă concretă dorești să faci acest angajament de reducerea cheltuielilor, de exemplu. Și pentru ce scop anume, dacă este vorba de așa ceva. Ok. E mult de spus pe direcția asta, dar te aștept cu mare drag dacă vrei la cursul de formare în coaching.
anul acesta, în 2017, în care poți să descoperi foarte multe lucruri despre tine, cum de asemenea poți să descoperi și să înveți de altfel cum poți să-i ajuți și pe ceilalți, ca și profesionist, ca și coach, așa ca și mine, cu mare, mare drag. Te aștept în 22 februarie în București sau în 24 mai tot în București sau în 24 aprilie online din fața calculatorului tău, astfel încât să-ți fie foarte, foarte ușor. Detalii găsești pe academiadecoaching.ro sau la 0752 163 163. Și, de asemenea, te aștept la cursul de NLP, de reprogramare mentală, care începe cu data de 9 mai. Detalii la același telefon, 0752 163 163. Te îmbrățișez cu inima, te iubesc cu sufletul și te rog, distribui acest video, că cine știe cui îi folosește. Te pup! Pa!